Deputatul PSD Călăraș Constantin Bârcă a făcut o declarație politică cu privire la problemele din învățământul românesc. Declarația intitulată Lacunele învățământului românesc, tinerii au nevoie de sprijin, nu de declarații pompoase, scoate în evidență faptul că România s-a clasat pe ultimul loc în Europa la testele naționale. Doamnelor și domnilor deputați, titlul declarației politice se intitulează Lacunele învățământului românesc, tinerii au nevoie de sprijin, nu de declarații pompoase. Școala reprezintă un pilon esențial al evoluției societății. Așa cum arată școala azi, așa va arăta societatea de mâine. Situația actuală a învățământului din România, reflectată de evaluări independente, interne și externe, arată că România s-a plasat pe ultimul loc din Europa la teste. Potrivit analizelor Adevărul, universitățile românești ocupă locuri codașe în clasamentele internaționale. Examenele naționale de absolvire sunt trecute de 50% dintre elevi, dacă ne raportăm la cei înscriși în clasele terminale. Nu avem programe școlare adecvate etapei de evoluție a societății pe care o parcurgem, nu avem școlarizare a profesorilor legată de performanțe și progresul școlar al elevilor, situație care ar genera competiție și autoformare personalului din educație. Nu există o corelație clară și predictibilă între piața muncii și sistemul de învățământ. Nutream totuși o speranță. Reformele din educație propuse Comisiei Europene de România prin PNRR erau sub egida proiectului prezidențial România Educată. Însă, tăierile masive ale Comisiei vin în contextul în care educația a primit o alocare inițială de 4 miliarde de euro fonduri europene din totalul celor 29 de miliarde ale Planului Național de Redresare și Reziliență. Situația este mult mai gravă. Potrivit declarației Ministrului Educației, Sorin Câmpeanu, doar 66%, adică 2/3 dintre elevii din clasele a 12-a și a 13-a s-au înscris pentru a susține examenul de bacalaureat, mai puțin decât în alți ani. Ministrul a precizat că există îngrijorări în rândul specialiștilor cu privire la riscul de abandon școlar, problemele generate de pandemie se suprapun peste cele cronice ale educației din România. Ministrul a explicat că există îngrijorări în urma acestei situații. Nu ne putem ralia îngrijorărilor domnului ministru. Solicităm un plan concret de acțiune. Avem tineri minunați, campioni ai competițiilor internaționale. Ce dorește guvernul pentru ei? Plecarea peste hotare, o Românie needucată? Nu putem aștepta până în anul 2030 pentru a avea o Românie educată. Vă mulțumesc!